Astăzi vremea va fi mai rece decât în mod normal la această dată, geroasă dimineața și în nordul și centrul teritoriului, precum și în subcarpații getici. Cerul va fi mai mult noros în sud-estul țării, unde va ninge viscolit. Vântul va continua să prezinte intensificări în sudul Moldovei, Bărăgan și Dobrogea, cu viteze la rafală de 55-65 de km pe oră. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil cu înorări trecătoare și izolat fulguieli în nord-est în primele ore, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -6 și 4 grade. În capitală, vremea va fi rece pentru această dată. Cerul va fi mai mult noros și trecător vor fi condiții de ninsoare slabă. Temperatura maximă va fi de 1-2 grade. La munte, vremea va fi rece, geroasă mai ales dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil, cu norări, în special în prima parte a zilei, în zona subcarpaților de curbură, unde trecător va mai ninge slab. Vântul va continua să prezinte intensificări, cu precădere în zona carpaților meridional și de curbură, unde va viscoli și spulbera zăpada.